Autoritățile orașului american New York au cerut luni populației să revină la purtarea măștii în toate spațiile publice interioare și au anunțat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a încerca să stăpânească noul val de COVID-19. Recenta nouă creștere a numărului cazurilor de COVID-19 au adus New York-ul aproape de intrarea în nivelul ridicat de alertă, care este declarat atunci când sunt atinse anumite praguri ale internărilor pe secții și la ATI. Cazurile de COVID-19 s-au înmulțit puternic luna aceasta la New York, rata infectărilor pentru ultimele 7 zile ajungând la 300 la 1000 de locuitori, în timp ce au crescut de asemenea spitalizările, situație care este încă și mai gravă în alte zone ale statului american New York. Prin urmare, autoritățile locale au recomandat luni populației să revină la purtarea măștii în toate spațiile interioare. Purtarea măștii este obligatorie la New York, în transportul public. Primăria orașului a anunțat de asemenea distribuirea a 16,5 milioane de teste de COVID-19 către populație și a 1 milion de măști de bună calitate, mai notează sursa citată de Agerpres. Orașul New York a fost la începutul pandemiei unul dintre epicentrele mondiale de COVID-19 și a înregistrat până în prezent peste 40.000 de decese provocate de această boală.